Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Creștinii ortodoxi au sărbătorit duminică 6 ianuarie botezul Domnului Boboteaza. Bisericile și mănăstirile au oficiat slujbe speciale în această zi când au fost sfințite toate apele. Cu micul mare, oamenii s-au îmbulzit la biserici pentru a lua gheazmă mare. Curtea mănăstirii Sfântul Ioan din Suceava a fost arhiplină cu oameni care au participat la slujba oficiată de un sobor de preoți alături de înalt preasfințitul Pimen, iar la sfârșit aceștia s-au înghesuit pentru a-și lua în casă apă sfințită. După Boboteaza, conform tradiției, nu se spală rufe, deoarece toate apele sunt sfințite. De asemenea, aghiazma din ziua Bobotezei nu se strică niciodată și are puteri miraculoase. După Boboteaza, creștinii ortodoxi sărbătoresc ziua Sfântului Ioan. În Bucovina, la porțile tuturor celor care poartă acest nume, se pune un brad împodobit, iar acesta dă o petrecere cu lăutari. În Transilvania, cei care poartă acest nume sunt purtați cu mare alai prin sat până la râu, unde sunt botezați. Redacția Bucovina TV transmite la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan.